Bun găsit, dragi prieteni, la analiza săptămânii 12-18 februarie 2024, săptămână care, nu-i așa, are la, exact la mijlocul ei, aproape la mijlocul ei, ziua îndrăgostiților. Nu știu cum face, cum drege universul, dar uite că este al doilea an la rând în care Marte și cu Venus se întâlnesc în apropierea zilei îndrăgostiților. Este un lucru foarte bun pentru că a, întâlnirea dintre Marte și Venus produce așa un fel de scurt circuit care produce la rândul lui o atracție deosebită între uh, un sex și celălalt, între două persoane de sex opus care se, care se atrag, sau între două persoane de același sex, hai să fim, uh, să fim deschiși la minte și să ne, uh, să ne adresăm și acelora, care sunt atrași pur și simplu de o persoană, care evident se află la celălalt pol, uh, față de ei. Ei bine, energiile săptămânii sunt destul de puternice și predispozițiile acestei săptămâni sunt destul de bine conturate. Uh, este o săptămână în care și Marte îl va întâlni pe Pluton, și Marte este războinicul, și Pluton este uh, zona abisului, adică zona care duce așa la infinit lucrurile și. Uh, agresivitatea poate să fie maximă dacă nu o controlăm. Dar este foarte bine pentru că această întâlnire are loc în vărsător, unde mai este pe undeva, pot să fie niște întâlniri explozive, dar punctuale, care nu se întind pe foarte mult timp, dar poate să fie și aplanate de acel Saturn care se află în zodia vărsător și care face ca lucrurile să nu scape cu totul și cu totul de sub control. Adică Marte și cu Pluto să se întâlnească, evenimentul să se petreacă, inițiativa să fie adoptată, mișcarea să aibă loc, dar să nu depășească limitele, hai să zicem, ale securității. Numai că impulsurile sunt orientate către interiorul ființei, la, la, la nivel particular. Aceste uh, impulsuri sunt orientate către interiorul nostru pentru fiecare dintre noi și această, uh, acest aspect poate să conducă la niște. Uh, la un tumult. La un tumult interior uh, care duce către ideea că fiecare dintre noi își dorește să schimbe ceva. Își dorește să schimbe ceva în propria lui viață. Acum vine, vine repede și Venus și Venus încearcă să armonizeze treburile. Acolo unde lucrurile scapă de sub control, vine Venus și le aplanează, echilibrează puțin lucrurile. Dar în dragoste, hai ca să revenim la această săptămână a iubirii, întâlnirile amoroase pot să fie extrem de pasionale. Extrem de pasionale, și acolo unde există neînțelegeri, este bine să le armonizăm ca să profităm din plin de partea bună a săptămânii, și să nu mergem către a uh, accentua niște uh, niște discordanțe în felul în care gândește unul sau gândește altul din cuplu, ci să mergem și să uh, trăim din plin această săptămână cu atât de Mare trăire, atât de importantă. Trăire romantică. Perbec. Ceva le deschide mintea nativilor perbec. Încep să vadă, în special, relațiile romantice cu totul și cu totul altfel decât până acum, sau din mai multe unghiuri. Această vedere a relațiilor din mai multe unghiuri le poate nativilor. A profunda relația. Este posibil ca o întâlnire, dar o întâlnire de o profunzime extraordinară, să producă o criză. Poate să fie o criză bună, o criză mai puțin bună, o criză fericită. În orice caz, produce un moment de vârf care creează și această viziune, lărgește și această viziune, ca o explozie, această întâlnire, dar are și darul de a înțelepți pe nativi. Încep să vadă cu totul și cu totul altfel, fie relațiile romantice în general, fie relația în care acum se găsesc, în mod special. Părerea mea este că este o îmbunătățire. Acum, diversi nativi verbeci se află în diverse situații. Unii se află în situația de a aprofunda relația în care se găsesc, alții sunt singuri, singurei și încearcă să își lărgească viziunea asupra a ce caută, a ce își doresc, de fapt, identifică practic ceea ce își doresc, astfel încât să poată să-și întindă acele antene invizibile ca să-și găsească relația potrivită. Și mai sunt unii care sunt într-o relație nepotrivită și care își lărgesc punctele de vedere și încep să se gândească că poate este mai bine să rupă relația. Deci să nu ne facem iluzii că toți nativii Berbec se află în aceeași situație. Dar pentru fiecare, această săptămână înseamnă foarte mult și înseamnă cumva o deschidere de de posibilități mentale sau chiar uh, fizice palpabile. Taur. Ei în fața acestei hărți a săptămânii pe care o analizăm 12-18 februarie, pentru nativi Taur, astrologul Zodiacul este într-o mare dilemă. În primul rând este o săptămână romantică și Taurul prin excelență este un romantic, deci ar trebui să trăiască săptămâna din plin și o trăiește din plin. Numai că în această săptămână există și o preocupare extraordinară către problemele profesionale. Probleme profesionale în care merg în foarte mare profunzime a lucrurilor. Aceste probleme profesionale este posibil să le creeze o criză, chiar o criză. S-ar putea să fie o criză în viața romantică, datorită acestor crize pe care nativii le trăiesc la, la serviciu și care se reflectă inclusiv în viața de cuplu. Este posibil și așa ceva. Este posibil ca nativii să aibă o relație romantică la serviciu sau prin intermediul relațiilor de serviciu, să întâlnească pe cineva care să facă așa, bum, pur și simplu. Există o ușoară exagerare când e vorba de problemele de serviciu, dar aș spune că în problemele de serviciu există și un boom, adică o rezolvare a problemelor. Și rezolvarea aceasta a problemelor, să mă mai uit o dată, este. S-ar putea să existe, sau Există posibilitatea ca rezolvarea probleme o să se facă exact așa cum au visat nativii sau exact așa cum își doresc nativii în sine lor. Este o săptămână foarte bună. Având în vedere că nativii au și vederi foarte largi, dar au și multă înțelepciune, cred că vor pune cap la cap aceste posibilități sau se vor, vor putea să identifice cu foarte mare ușurință în care dintre aceste ipoteze pe care le-am înșirat eu se regăsesc. Gemeni. Și aici pot să spun că nativi gemeni sunt de mai multe, în mai multe categorii pentru că este o săptămână eminamente romantică și pentru că este o săptămână în care romantismul uh, este la, locul, la loc de cinste, uh, Aș putea să analizez săptămâna din acest punct de vedere. Din acest punct de vedere, este posibil ca nativii să înțeleagă ceva mai mult decât au înțeles până acum din propria lor relație romantică, dintr-o criză în care se găsesc. Criza poate să fie una bună, una mai puțin bună, în orice caz, lucrurile sunt foarte, foarte profunde. Și această săptămână, din punct de vedere al relației în sine aceea care se află într o relație serioasă, într o relație stabilă, această săptămână va marca, îi va marca pe nativ sufletește, dar îi, mar, îi va marca inclusiv moralicește. Adică este o săptămână pe care nu o vor uita foarte ușor. Acum cu siguranță săptămâna este una lămuritoare. Atracția este însă irezistibilă față de persoana iubită, dar mai sunt și nativi gemeni care trăiesc cu o aventură. Adică, pur și simplu, cunosc pe cineva în această săptămână, își dau seama, deci își dau seama că este vorba de o aventură, este vorba de ceva trecător, însă atracția este atât de puternică încât nu, nu rezistă tentației. Aventura aceasta însă le va marca și lor îi va marca sufletește și, și mental moralicește. Deci va, 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 fi ceva care nu trece, uh, nu trece neobservat sau nu trece foarte ușor. Sau, dar nu este un marcaj rău, să ne înțelegem. Nu este un marcaj rău. Este ceva care pe nativ, în orice situație se află, îi face mai înțelepți. Și mai sunt unii dintre nativi care plănuiesc o călătorie, cel mai probabil cu persoana iubită, iar va fi o călătorie care le va marca, îi va, îi va marca din punct de vedere intelectual, moral, spiritual. Rac. Este o săptămână care pentru nativi RAC înseamnă regenerare totală, dar o regenerare extrem de profundă. Aproape că acolo în săculețul acela pe care îl, în care fac curat acum și în care pun semințe ca să crească ceva cu totul și cu totul nou, însă culesul acela nu mai rămâne nimic. Ba chiar este dat și cu un nălbitor ca să nu mai rămână absolut nimic, nicio urmă din ce a fost odată. Posibilitățile sunt două foarte, foarte evidente, și anume, nativii au cunoscut pe cineva și încep o nouă relație și Simt nevoia să o ia de la zero și se regenerează total, sau nativii au terminat o relație și simt nevoia să curețe tot ca să fie pregătiți pentru o altă relație, pentru un alt gen de trăire, cu totul și cu totul înnoiți. Sunt și nativi care se află la mijlocul unei relații de durată și care, după părerea mea, vor avea niște trăiri erotice care să repună relația, dar să o repună într-o zonă din aceasta pasională, o repun pe roți, o relație, o relație care intrase așa într-o obișnuință, reaprind flacăra, dar relația se schimbă total. Sau nativ irac, se raportează cu totul și cu totul la altă relație. Sunt uh, reînnoiți și uh, în acest fel reușesc să reînvie placăra și să o mențină cât mai mult la putere foarte mare. Leu. lei sunt foarte pasionali de felul lor. nu? Sunt guvernați de soare și sunt uh, niște persoane care domină fără să vrea să domine. Uh, ei domină pentru că așa sunt ei. Au o anumită lumină interioară, care foarte multă forță interioară și lumină, care transpare la suprafață. Nu știu dacă cuvântul domină este potrivit. În orice caz atrag atenția, adică nu, nu trec neobservați pe undeva și observația pe care o ai legată de acești nativi este una pozitivă. Lasă o impresie bună. Acum nu spun că toți lei sunt luminoși și frumoși și extraordinari sau toți lei sunt mai puțin frumoși și mai puțin. Sunt amestecați și ei ca toate celelalte zodii, toți ceilalți nativi, dar au ca specific acest lucru. În orice caz, dintre lei cunoaștem persoane extrem de generoase, extrem de generoase, pentru că pe lei îi caracterizează generozitatea ca și formă supremă de manifestare Generozitatea. Și de multe ori acești nativi domină un, un anumit. O, o anumită entitate de oameni, un anumit grup de oameni îl domină prin generozitatea de care dau dovadă. De data aceasta se schimbă ceva, nu în acest aspect general pe care l-au. Doamne ferește să nu schimbe ceva în generozitate aceia care sunt foarte generoși pentru că fac o foarte mare greșeală. Își încalcă propria fire și nu este bine. Se schimbă ceva foarte profund uh, și această schimbare este ca urmare a unei întâlniri pline de pasiune prin care trec nativii leu. Acum, e o întâlnire pasională care îl dezamăgește și se schimbă profund față de Trăirea respectivă. Este o persoană față de care se schimbă profund și se apropie foarte mult de persoană pentru că i-a stârnit acea trăire pasională și au trăit-o împreună. O trăire pasională, în general, se face în doi. E mai puțin, mai, mai puțin probabil că este pasiunea o trăiește unul singur. Nativul, însă, se schimbă în această perioadă față de relații în general. Poate să fie o trăire foarte pasională legată de o relație de serviciu sau de o relație comercială în care pui pasională, în care, pasiune, în care îți expui o idee și acea idee nu este luată în considerare. Și atunci trăirea a fost atât de profundă încât creează o schimbare radicală în nativii respectivi. Fecioara. Nativii acestei zodii sunt foarte pătimași în această perioadă. Au o preocupare deosebită pentru tot ce înseamnă pasiune, tot ce înseamnă creativitate, creație, focul inimii. Acolo sunt, este interesul lor și acest foc al inimii privește, bineînțeles, relația cu copiii, care sunt creația suprema noastră, creativitatea la nivelul relațiilor comerciale sau profesionale, dar privește și relația de iubire, relația romantică, dar relația romantică dusă uh, către pasiune. către o pasiune mare care nu se oprește la îmi place de cutare, i-am dus un buchet de flori, i-am cumpărat ceva frumos de Valentine's Day, uh, o inimioară, o ceva, ci uh, merge către o iubire pasională care cumva îți acaparează foarte, foarte... O mare parte din energia ta este acaparată de această iubire. Și iată pe nativii fecioare care sunt atât de raționali în fața unei probleme pe care încearcă, încearcă să o analizeze la nivel rațional. Și pentru, nu numai pentru că firea lor este așa, ci pentru că aspectele planetare, asta conduc. Este, aspectul este cu un picior în pasiune și cu un picior în rațiune. Și dacă reușesc să fie pasionați de o anumită persoană și să judece rațional felul în care trebuie să-și conducă relația este foarte bine. Dacă sunt îndrăgostiți pasional de cineva și încep să judece rațional, dar de ce a făcut cu tare, dar ce trebuia să fac? Dar oare am zis bine ce am zis? Dar uh, și uh, judecă rațional și despică firul nu în 4, ci în 44, atunci răpesc din mirajul acestei pasiuni. Pentru că o pasiune foarte mare exercită asupra omului un fel de miraj care ăla te înnebunește. Mirajul, necunoscutul. Uh, nu știu cum să vă spun, ceva care, ce simți pentru persoana respectivă și nu poți spune în cuvinte. E bine, de data aceasta, fecioara poate să facă greșeala să încerce să pună în cuvinte ce simte. Sau să încerce să-și pună în cuvinte propriul, propriul, propriul iubit, iubită. Cerințele profesion, la profesionale îl obligă pe nativ, pe de altă parte, să fie creativ. Există o ceva acolo, o mică zgândă reală sau o provocare uriașă și care cere nativului să aibă idei. Pe de altă parte, aș sfătui părinții Fecioară să fie foarte atenți cum abordează problemele cu copiii, ca să nu-i sufoce cu prea multă analiză. Balanță Nativii balanță sunt în continuare preocupați foarte mult de casă, de familie, și atunci se înțelege că aceia dintre nativi care locuiesc împreună sau care se află într-o relație foarte uh, stabilă uh, sunt aceia care sunt avantajați de data aceasta. Uh, aceia dintre nativi care se află într-o relație la începuturile acesteia se află în situația de a face planuri. Planuri pentru casă, pentru o casă comună sau discută relația cu părinții chiar E posibil să-și petreacă Valentine's Day într-o atmosferă romantică, după care să duc să îi cunoască și părinții perechea, partenerul de cuplu, partenera de cuplu. Este o săptămână foarte frumoasă din acest punct de vedere. Mai ales că nativii încearcă să-și încearcă să simtă partenerul sau partenera, și am impresia că nativii balanță visează în această săptămână la o relație care să le amintească de propria lor casă și de propria lor familie în care au crescut. Sunt foarte importante amintirile în această perioadă, și aceste amintiri sunt cumva judecate, n-aș spune că la rece. Dar uh, au o latură foarte rațională. Uh, oare această familie pe care, la care eu visez acum, sau pe care mi-o construiesc acum, uh, oare este la fel de durabilă ca familia în care am trăit? Sau nu cumva acest, această construcția mea este la fel cu familia destrămată în care am trăit eu? Deci aici există o, pe de-o parte, la unii speranță, pe de-o parte, la unii. O oarecare îngrijorare, destul de vagă, dar aceasta uh, există și pot să creeze. Uh, nu, nu, nu cred că strică relația. Sunt uh, absolut niște gânduri, niște sentimente mai mult, niște emoții pe care nativul balanță le simte în această perioadă, dar uh, altfel nu nu se pune problema, se pune problema iarăși unei griji față de părinți. Uh, probleme cu părinții, dar nu neapărat probleme. Pot să fie discuții, pot să fie niște sarcini pe care le trasează părinții copiilor lor și aceștia le îndeplinesc fără nicio problemă. Deci totul este, de data aceasta, totul este firesc. Uh, mai puțin uh, relațiile pasionale care sunt ușor tensionate. Și dacă revenim la problema relațiilor, relațiile pasionale, care nu pun problema de o stabilitate în timp, sunt ușor tensionate. Scorpion. Această săptămână pentru Scorpion este o săptămână a tainelor, a lucrurilor ascunse. Nu e neapărat un secret grav, să nu facem din cuvântul secret un cuvânt, vai, malefic, secrete. Nu. Dar este ceva ce nativul dorește să țină discret deocamdată. Pe de altă parte, sunt nativi care simt că li se ascunde ceva, pentru că nativii scorpion simt când li se ascunde ceva, nu foarte greu ascuns ceva de un nativ scorpion, și își pune în, în, la lucru, își pune la lucru tot ce, orice informație care poate să vină, orice mijloc de comunicare la care, care este la dispoziție, astfel încât să dea la o parte acest, această ceață care se află în fața a ceva ce, la ce doresc să ajunge, Să ajungă. Sunt nativi care folosesc foarte mult intuiția în această perioadă, dar este o intuiție care vine la pachet cu rațiunea, cu informația primară, cu cu comunicarea foarte clară și foarte verbală. Sunt aceia care pleacă într-o drumeție și care pot să aibă parte de ceva necunoscut în drumul lor. În orice caz, întâlnirea are la bază multă mișcare. Întâlnirea romantică din această săptămână, de care am vorbit atât de mult, are la bază multă mișcare multe discuții. Sunt discuții uh, destul de profunde pe care le, le angajează nativul cu persoana iubită în această perioadă. Uh, discuții menite să lămurească anumite chestiuni, uh, discuții menite să întărească, uh, să întărească relația. Pe de altă parte, relația în sine, relația conjugală, este tensionată uh, din cauza unor probleme de casă sau a unor probleme pe care nativii le trăiesc sau le-au discutat sau le-au cu uh, părinților. Săgetător. Săptămâna pe care o analizăm pentru acești nativi este dedicată aproape în totalitate relației romantice. Este o relație care Practic este de o profunzime inițiatică. Este o întâlnire, fie că întâlnesc nativii săgetători pe cineva pentru prima oară și se reaprinde, este dragoste la prima vedere, dar o dragoste extraordinar de... Poate să fie chiar o întâlnire karmică, dacă stau să mă gândesc acum. Poate să însemne această săptămână o reaprindere efectivă a focului vetrei cu partenerul de o viață un partener uh, cu care relația se erodase, relația devenise alunecase, așa către un gen de relație de camaraderie, uh, pasiunea uh, se mai estompase. Ei bine, săptămâna aceasta nu face decât să reaprindă acest foc. Mai sunt uh, uh, nativi săgetători care sunt la începutul unei relații și întâlnirea din această săptămână, întâlnirile, mă rog, trăirile din această săptămână sunt atât de intense încât cei doi încep să se gândească cu foarte, foarte mare seriozitate la apă și către o relație conjugală către aș aș întări relația. Este o săptămână care bun această conjuncție are loc pe la jumătatea săptămânii la intensitate maximă, dar repet ce am spus la început, am impresia că întreaga săptămână este dedicată unei întâlniri, unei întâlniri la vârf. Este o întâlnire în același timp tainică, dar nu foarte tain, foarte profundă. Aproape că nativilor le este, scuze, le este și teamă să vorbească despre despre ceea ce trăiesc în această săptămână. Capricorn. Nativii Capricorn sunt recunoscuți pentru felul foarte corect în care se comportă. Nu prea își arată, să nu spunem adevărata față, nu prea se arată lumii din jur pentru că ei se află în spatele unor reguli pe care cu foarte mare greutate le, le încalcă. Și atunci ai sentimentul că nu-i cunoști, dar ei, de fapt, nu mint, nu se ascund, nu, nu au un joc de scenă dintre acesta foarte bine pus la punct, ci pur și simplu consideră că este indecent să se arate lumii așa cum sunt. Ei bine, în această săptămână, nativii au curajul să se afirme și să se afirme cu foarte mare intensitate, așa cum lumea nu prea îi cunoaște. Uh, această strictețe este fie dată la o parte, fie depășită efectiv. Uh, nu cred că este dată la o parte cu totul și cu totul. Este o chestiune de moment în care nativii simt nevoia să se arate așa cum sunt. Sim nevoia să, să spargă niște bariere pe care până acum nu le-au spart, dar uh, se întâmplă ceva. Uh, aș spune că aspectele nu sunt rele în această săptămână, dar se întâmplă ceva extrem de intens care face ca nativii să simtă nevoia să iasă din carapace și să spună, poate n-ați înțeles. Am călcat aceste reguli pentru că trebuie să spun lumii ceva despre mine, ce încă nu ați ce încă nu ați observat, ce încă nu ați văzut. În casă lucrurile stau nu bine, foarte bine, și s-ar putea ca tocmai pentru casă și față de, de familia, față de membrii familiei cu care împart căminul, să aibă așa o, o izbucnire destul de destul de furtunoasă și destul de eliberatoare. S-ar putea să fie eliberatoare pentru toată lumea din casă, adică să se. Să, poate chiar. Nativul, nativul capricorn, scuze, să simtă nevoia să, să stabilească noi reguli. Vărsător. Pe nativii vărsători putem să-i invidiem pentru energia pe care o au în această perioadă, energie, chiar energie fizică, inclusiv energie interioară au nativii, sunt plin de avânt, dar noi îi invidiez pentru câte au pe cap, pentru că cei care sunt foarte energici își și asumă foarte multe lucruri, și vărsătorul este dintre aceia care, care se simte liber să-și asume o grămadă de responsabilități. Pentru că nu trebuie să uităm că nativul vărsător îl are pe Uranus acolo, care este o, o planetă care îl obligă să, îl, aproape că îl obligă să se simtă liber. Și să se elibereze de orice înseamnă cutume și așa mai departe, dar îl are și pe Saturn acolo, care îl. Deci ai, ai, ai libertatea să faci de toate, ai libertatea să te ocupi de toată lumea. E, cam asta este vărsătorul în această săptămână, în mod special. Dar să nu uităm romantismul care îl lovește și pe el și care uh, practic este scos la suprafață de undeva o latură romantică pe care cei din jur nu prea au cunoscut-o până acum la nativul vărsător, la cel de lângă el. Și este o izbucnire pasională pe care cred că o manifestă în special înspre persoana cu care împarte căminul. Dacă nu împarte căminul cu nimeni, aceia care sunt foarte singuri sau foarte tineri, izbucnirea lor pasională se îndreaptă către o persoană cu care doresc să facă acest lucru și cu care simt că există un viitor în a aș construi cuib împreună. Pești. Nativii pești sunt extrem de interiorizați. Au niște trăiri interioare foarte puternice și foarte profunde. Um... Au tot felul de crize interioare, au crize din care ies cu multă tărie de sine, dar tăria este iarăși îndreptată către uh, interiorul lor. Au dor, au pasiune, trăiesc cu o pasiune, dar pasiunea aceasta este ușor iluzorie. De ce este? Pentru că, așa cum văd eu aici, nativii visează la o relație romantică perfectă, la o întâlnire romantică perfectă, la o... Emoție foarte profundă. Și spun perfectă pentru că, într-adevăr, pot să spun acest cuvânt perfect, pentru că este numai în mintea lor. Deja, ei, deja în interiorul lor, trăiesc ceva extraordinar, dar trăiesc ceva de genul ce ar fi să fie așa, sau ce bine ar fi să fie așa, sau așa îmi doresc. Este posibil să aibă și o relație foarte bună, dar pe care să o idealizeze. Acum, există, uh, există trăirea interioară care le dă o mare bucurie, și bucuria este reală. Și este bine să, câteodată, să ne gândim la ceva frumos sau să vedem lucrurile mai frumoase decât sunt, decât să le vedem mai grav decât uh, să fim foarte grav și să le vedem mai rele decât sunt. Este foarte bine, dar de data aceasta am senzația că. Această iluzie este atât de puternică încât în momentul în care nativii se trezesc poate să fie traumatizant. Acel moment poate să fie traumatizant. Pe de altă parte, dacă nativii au puterea să rețină ceea ce simt acum sau ceea ce visează acum, au toate șansele să poată să construiască o relație foarte aproape de, de, de ceea ce își doresc. Dar să aibă puterea să mențină starea în care uh, se află acum. Bun găsit, dragi prieteni! Bun găsit, dragi prieteni, ai zodiacul.ro la o nouă prezentare a pietrelor pe care magazinul Zodiacul vi le pune la dispoziție. Sunt cadouri foarte utile. A venit luna februarie și dacă ne gândim că am scăpat de sărbători, am scăpat de cadouri, Vă amintesc că în această lună minunată, februarie, lună friguroasă și lună care ne cam izolează, așa în casă, sunt două evenimente foarte frumoase. Una este ziua îndrăgostiților și celălalt este acel 1 martie care este pregătit din luna februarie și care ne așteaptă. Deși suntem în luna ianuarie, martie este foarte aproape. Este bine să ne pregătim cu cadouri pentru cei dragi, cu mărțișoare, dar nu numai cu cadouri pentru cei dragi, nu numai domnii sunt vizați în toată această afacere și doamnele pot să facă cadouri, dar și doamnele pot să-și ofere și domnii pot să-și ofere lor înșiși niște bijuterii, niște obiecte care să le încânte ochiul, să le încânte inima, dar să le deschidă și niște porți nevăzute. Ce se întâmplă cu aceste pietre? Ele creează niște stări. Și acele stări ne pot oferi nouă niște. ne pot deschide nouă niște posibilități de a ne rezolva anumite probleme. Pentru luna februarie, cele mai bune, cele mai recomandate pietre ar fi coral, granat, jas, onix, piatra lunii. În magazinul Zodiacul le găsiți sub forma aceasta de pandantive, dar le găsiți și sub de bijuterii, una mai frumoasă decât cealaltă, cercei, inele, brățări din aceste pietre. Uh, urăm cu anticipare uh, la mulți ani celor născuți în luna februarie, uh, care sunt în zodiile vărsător sau pești. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la horoscopul Zodiacul și vă aștept să cumpărați Uh, horoscopul anului 2024, pe care tot revista zodiacul.ro vi le oferă. Mulțumesc!